Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om, dacă cineva nu se naște din apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Se cere o lămurire, deoarece sunt persoane care fac distinție între verbele din versetul 3, respectiv a vedea Împărăția lui Dumnezeu, și versetul 5, a intra în Împărăția lui Dumnezeu. Pe baza verbelor fac o teologie sau o concluzie a pasajului. Dar vreau să observăm pasajul așa cum este el aici, adică subiectul discuție nu este a intra sau a vedea și nici măcar împărăția, ci subiectul în discuție este nașterea din nou. Ce are? Nicodim asta nu pricepea. Domnul Iisus, ca să explice ce este nașterea din nou, nu complică lucrurile folosind două verbe cu semnificații diferite. Verbul pentru Domnul Iisus nu are o sens diferit, ci îl folosește doar diferit, pentru ca să evite repetiția. Pentru că accentul în cele două versete, versetul 3 și versetul 5, era un paralelism explicativ al ideii ce este nașterea din nou. Că asta nu înțelegea Nicodim. Ce înseamnă nașterea din nou? Ca să explici ceva, nu complici, ci simplifici lucrurile. Și atunci, după metoda evreiască, paralelismului explicativ, adică asta înseamnă două afirmații care se explică una pe alta, Domnul Iisus spune că, dacă urmărim paralel, adevărat, adevărat îți spun, adevărat, adevărat îți spun, în 3 și în 5, paralelism. Dacă cineva nu se naște din nou în 3 și se explică în 5, nu se naște din apă și din Duh, aici era toată greutatea versetului. Concluzia este, nu poate vedea sau nu poate intra în Împărăția lui Dumnezeu, care e același lucru. Deci greutatea versetului este pe segmentul acesta. Naștere din nou sau naștere din apă și Duh. Asta explică Domnul Iisus. Aici diversifică și lămurește sensul. Celelalte cuvinte, adevărat, adevărat îți spun, adevărat, adevărat îți spun, unul și același lucru, a vedea Împărăția sau a intra în Împărăție, unul și același lucru. Explicația sau părerea că a vedea Împărăția și a intra în Împărăție ar însemna două lucruri diferite, are ca un singur caz biblic, dar care nu are nicio legătură cu textul din Ioan 3. E cazul cu Moise. Moise vede Împărăția, adică Canaanul, dar nu intră în Canaan, pentru că este sancționat de Dumnezeu. Dar nici într-un caz, paralelismul, cazul unic din viața lui Moise, care a fost o situație pământească unică, doar pentru Moise. Nu are semnificație teologică, biblică, pentru toți oamenii din toate vremurile și nu se regăsește în textul din Ioan 3. Cazul lui Moise este singular și nu are aplicație universală la toți credincioșii din toate vremurile. Și atunci am putea să-l uităm. Și dacă uităm despre distinția de a intra și de a vedea Împărăția din cazul lui Moise, atunci verbul a vedea și verbul a intra în Împărăție are aceeași semnificație. Deci, ideea care trebuie lămurită este nașterea din nou. Domnul Iisus o explică folosind naștere din nou înseamnă naștere din apă și din Duh. Celelalte două părți ale afirmației, adevărat, adevărat îți spun și a intra în Împărăție sau a vedea Împărăția, au același sens și doar la mijloc, născut din nou sau născut din apă și din Duh, se lămuresc expresiile întâlnite. Deci așa înțeleg foarte mulți interpreția Scripturii, pasajul din Ioan 3. Nu este vorba despre două naștere, despre două condiții, ci despre o singură naștere,